În ultimul studiu referitor la atitudinea față de tutun a europenilor, se prezintă procentul de fumători din 28 de țări. În partea de sus a graficului se află Bulgaria, unde 36% din populație fumează zilnic, iar Grecia și Franța sunt aproape cu 35% respectiv 33%. Mai departe sunt Spania, Italia și Germania. În cele din urmă se află Suedia, unde doar 5% din populație fumează în fiecare zi. Cum au renunțat suedezii la fumat, se pare că au adoptat o strategie de reducere a riscurilor și au înlocuit în mare măsură țigările cu un produs care furnizează consumatorilor atât nicotină cât și tutun, dar nu crește șansele de deces din cauza fumatului. Acest produs se numește snus și constă, practic, în pungi de tutun umed pe care utilizatorul le pune sub buza superioară. Acest obicei datează de la începutul secolului al XVIII-lea până în timpul celui de-al doilea război mondial, când țigările au devenit populare. Fumatul a atins punctul culminant în Suedia în anul 1980, ajungând la 34% din populație. De atunci, conștientizarea crescândă a pericolelor asociate cu fumatul a determinat o reducere constantă a ratei fumatului, așa cum se întâmplă acum în mare parte din lumea occidentală. Spre deosebire de aceștia însă, fumătorii suedezi au avut un mod original de a renunța la fumat, fără să depășească dependența de nicotină, ceea ce, desigur, este cea mai dificilă parte.